Dacă eu ascultam melodia în continuare, bubăr. Vezi că microfonul oprit. Panaramo. Mă las singur. Stai că microfonul oprit. Ai uitat să spui hype-ul, frate. Băi. Ce-ai făcut, mă, frate, mă? Băi, mă lăsai să dansez singur aici, mă, să mă simt bine singur. Ce facem aici? Ia vezi ce șapcă. Ia vezi ce șapcă mi-au luat. Mamă, eu sunt sunetistul, mă, nu știi că la... Când te duci undeva la lăutărie la asta, ai văzut că gen e lăutar, nu știu ce, ăla cu sunetul, are șapcă de asta de rapper. Nu știu dacă ai văzut asta. Salutare și bine ați venit la un nou live, la două vorbe. Suntem bine dacă vă întrebați. Nu vă panicați. Băi, am fost afară azi. Aolo. Și? Cum e? Am fost frumos, frumos. Aș mai fi stat, dar... Ai mai fi stat, dar n-ai putut. Dar de ce ești afară? Se iau pâinică să... Am înțeles. Păi și ai ieșit cu dalea pe tine, cu... Cu mănușii. Mănuși, cu toate nebunile alea? Tot ce trebuie. Băi, ești nebun? Eu n-am mai ieșit din casă de nu știu cât timp. Și nu prea vreau să încerc. Băi, ia fii atent. În fiecare live tu îmi ziceai de bubăr. Ce faci bubăr? Ce faci bubăr? Da, bubi. Păi, bubi. Așa. Păi trebuie să le spunem oamenilor. De ce îmi zici tu așa? Eram odată și stăteam noi și vorbeam și mi-a zis că a făcut Iango. Și după aia vorbeam acolo ce vorbeam și zic că, bă, dar tu știi filmul Stubăr, mă? Și face el, da. Și zic, bă, tu erai ăla, Stubăr. Și după aia am început să ne strigăm Stubăr, Stubăr, Stubăr. Și după aia din Stubăr am dat un derivat, știi? Bubăr. Bubișor. Bubișor și așa am ajuns la Bubi. Dar asta cu porecla, asta, eu n-am avut niciodată o porecla, asta e ideea, știi? Adică când mă mai strigam, așa, nu am avut niciodată, decât Adi. Știi, da, Adi nu e numele meu. Adiță care papă ciorbiță, stai, dau și un share. Băi, până acum avem 10 persoane, suntem sus, am început cu drept. Am început cu dreptul, tu bagă un share, că eu am băgat deja. Am băgat un share foarte puternic, să sperăm că o să intre mai, pentru că în seara asta o să fie show. Vă zic eu că o să fie show. Cine a fost cu noi la parâng, o să fie continuare de la Alpine seara asta. Dacă o să, da, cine știe, o să știe că asta e continuare de la parâng, că avem ceva frumos pregătit în seara asta. Să sperăm că toate o să meargă bine, oricum o să meargă bine. Asta ziceam și Luca înainte să intrăm, că eu de fiecare dată înainte să dau go live, am așa puține emoții, știi, că nu neapărat că vorbesc la cameră, că până la urmă doar pe tine te văd, știi, ca și cum vorbim pe Skype. Da, da. Dar e vorba că vrei să iasă totul bine, știi, dacă te-ai dus pe chestia asta și avem emisiune. Mă, până acum am mers cum trebuie. Până acum, da, și sperăm că și în continuare. Bine, dacă ne ocupăm de treaba asta și aducem invitați valoroși, cum am făcut până acum, o să meargă treaba. Nu-i așa? Normal. Hai să vedem cine e și cu noi, bă, frate. Deci băi, eu... avem 12 persoane până acum. Foarte tare. Eu, știi ce vreau să fac acum, să încerc? Mm. La YouTube, aici, în chat, ai o chestie numită participanți, știi? Și credeam că dacă apăs pe aia, că eu văd cine e participant. Dar nu mi-apare decât, apar decât eu. De asta vreau să zic că lumea în chat, cine este aici cu noi? Cine e cu noi, strigă o... Băi, mai spune și tu de... De corona, cum mai stăm cu cazul? Aolo, da, bă. Da, că am uitat că avem în fiecare seară, avem update-ul rapid de corona. Domnule moderator, mă lași așa. Aolo, scuze-mă pe moa. Stai așa puțin. Să intrăm, să vedem cum mai stăm. Pă, America e pe primul loc, Italia pe 2. Bun, și noi câte cazuri avem? Și noi, ca să mergem repede, avem 1452. Bun. Ăștia care sunt în carantină, facem și o mică glumă acum.
tot stau acolo în carantină, încă sunt infectat. Se intre la noi pe live 2000 de persoane, 1500. Da. Care că sunt în izolare 100 și ceva de mii, dacă ți-ar intra 100 și ceva de mii pe live. Bubuie. Ia foc YouTube. Și eu cred că ia foc YouTube-ul. Deci, de seama, se intre pe... N-am văzut niciodată un live cu 100 de mii de oameni, sincer. Băi, nici eu. O să-l avem noi. O să-l avem noi, dar în viitor. Cine știe ce se va întâmpla, dacă o ținem tot așa, să sperăm că va fi treaba. Nu uitați să lăsați și voi acolo un like. Un like, neapărat like. Cine n-a dat, cine nu s-a abonat, să aboneze acum, rapid. Să ne spuneți și nouă dacă vă place ce facem aici așa, treaba. Zici ce vrei să-mi spui. Ce ai făcut azi? Azi? Da. Bă, hai că să te-o zic pe aia sincer. Am mâncat niște piure de legume cu niște carne. Bă, mi-a făcut siesta astăzi. Nu e bine, mă, frate, de când stau acasă, numai de-astea mănânc. Mâncăr de-astea cu clătite, cu prăjituri, cu de toate. Și am făcut temă, cum? Păi, ce naiba. Am făcut temă astăzi, ne-am dat a, da, a, da, bă. Am uitat dacă am făcut tema, da. Frumos, anamneze, ale, că rămâneam în urmă, nu se mai putea. Trebuie să fie și noi rând cu lumea până la urmă. Păi. După cum ați văzut la începutul live-ului, și în videoul de prezentare. Astăzi avem un invitat special, foarte, foarte special, pentru că, na, noi suntem pe genul ăsta nou, ne place mult genul ăsta muzical, manelele, deci trebuie să avem alături de noi, pentru că, hai să spunem cum a venit toată treaba. Deci, în primul episod am fost noi doi. În al doilea episod, două secunde, în al doilea episod am avut un beatboxer pe Morisica de la noi, de la facultate. Care a fost și la România au talent și care toate cele și ne-a făcut o demonstrație. Nu știm cât de bine s-a auzit pe live. Ne-am uitat, da. Eu m-am uitat după și mi se pare că s-a auzit ok-ul. În oricum, în realitate, dă mult mai bine. După aia l-am avut pe Andrei G, care ne-a și cântat, ne-a făcut un freestyle, l-am supus și unui challenge și toate cele. Și așa am avut invitatul din Mongolia. Aseară am avut invitatul din Mongolia, venit de departe, a ajuns și el în sfârșit după cât timp o fi ajuns, dar am reușit să facem și cu el un challenge, un alta. O să pregătim oricum în viitor ceva mai mișto cu el. Și în această seară... Am schimbat genul. Zică tatu că... Am schimbat genul, seara asta e pe inima mea în seara asta. E pe ce-ți place ție. E pe suflețelul meu. Foarte tare. Le spui tu oamenilor cum a fost treaba? Băi, aseară ne uitam pe TikTok, amândoi, eu cu Dragoș, după ce am încheiat live-ul. Bineînțeles, fără nicio idee de a face următorul live. Da. Așa? Și ne uitam și l-am văzut pe băiatul acesta și i-am zis lui Dragoș, băi, am o să-i propunem, știi? Și am încercat să dăm un mesaj aseară, dar... nu mă urmărea și el pe TikTok și nu aveam cum să primească mesaj. Și am astăzi pe la, nu știu cât era ceas, nu mai știu, după amiază, i-am lăsat un comentariu la un video și băiatul a fost foarte, adică a fost de acord. Sincer, eu nu mă așteptam, adică cine știe ce poate să spună oare băiatul ăla, zice, bă, nu vreau, știi, sau o chestie de genul ăsta. Adică... Da. Și ziceam, bă, frate, eu aș vrea, adică să schimbăm puțin genul muzical, ar fi forță, rău de tot. Știi? Și uite că s-a putut. Toată lumea ascultă asta. Deci este... Da. Adică l-am avut și pe Andrei în episodul 3, când el, rapper, a spus și el că n-ai cum să nu, toată lumea ascultă manele, să nu ne mai dăm... Da, asta e toată ideea. Și ați văzut și aseară pe live, cum ne-a trimis Andrei, așa un mic vers făcut pe loc, deci ca să se știe. Băi, hai de fără alte introduceri și să nu mai lungim, invitatul nostru este Jean backstage, să zicem așa, așteptă să intre și el imediat. Fără alte introduceri, hai de să-l prezentăm și noi la cameră pe Leo. Salut, Leo! Salut, Leo! Salut! Băi, Leo, vreau să te întreb o chestie. Acum, ca o primă întrebare, mi-am uitat acum pe-n cap. De unde ți-a venit numele ăsta de Leo? Păi ăsta e numele meu. A, da? Mă cheamă Voina Gabriel Leonard și de la Leonard mi se spune Leo. Super tare, că am văzut că gen noi te-am promovat ca și Gabriel Voinea. Și mă întrebam, mă, Leo ar fi un nume de scenă sau ceva de genul ăsta? Dar nu e nume de scenă. Da, e tot numele meu. Super tare. Hai să o luăm ușor, că văd că deja a intrat și lumea.
Ia uite. Spune-ne câți ani ai tu. Am 17 ani, împlinesc în mai. Bun. Wow. Și deja la 17 ani faci nebunia asta. O să vadă lumea, da. O să vadă lumea. E surpriză. Da. De cât timp faci tu? De cât timp cânti tu la Porzi? Aproximativ 4 ani jumate, 5 ani, cam așa. Foarte, bun. Da, deci te-ai apucat de mic de treaba da, asta. Da, cânt așa gen în casă, de la 10 ani și după aia, de vreo 5 ani m-am apucat serios cu profesor și tot așa. Da, de la 10 ani cântai tot așa la instrument sau de voce? La instrument, la orgă. La instrument, la orgă. La a, și ai început așa și ai văzut că îți place. Mm-hmm. Super tare, dar o altă întrebare, dar de ce acordeon? Ăsta e principalul tău instrument? Păi am vrut să cânt pe orgă, pentru că e mai ușor și eu fiind slab, era mai bine. Dar nu-mi place să stau în spate, nu-mi place să stau în spate și să cânt, îmi place să fiu în față. Și așa mi-am luat acordeon și o să stau în față. A, că e cam da. Același lucru, adică, bine, nu le-am cu astea cu instrumente și chestii de genul ăsta, dar ai o orgă, oricum și la acordeon, ceea ce te ajută. Da, 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 da. Super tare. Și noi am crezut că principal... Cine te-a îndrumat pe tine să faci spre acordeon, să zic așa? Nimeni m-a îndrumat. A, deci ce ți-a plăcut și ai zis, voi vreau, gata, mie vreau la acordeon și... Părinții mei m-au sprijinit și mi-au plătit mai departe. Uh-huh. Ca să ajungi la treaba asta, oricum o faci super tare. Chestia asta, dar nu te-ai gândit niciodată, nu știu, poate pe viitor să înveți clarinet sau alt instrument? Păi se studiază foarte mult pentru un instrument și dacă vrei să studiezi două, trebuie să studiezi mult rău de tot. A, deci tu vrei să te axezi pe orgă slash acordeon? Unul și bine. Unu și da, bine. Da, da. A, mult mai bine, da, oricum, super tare. Păi ce vrei să te întrebăm, tu lucrezi cu o formație sau ceva de genul ăsta? Da, da, da. Cine mă sună, o formație mă sună, îmi dă salariu, mă duc când la nuntă și la aia. Nu am o formație anume. Uh-huh. Ah, cine okay, mă deci sună ești... și îmi dă salariu, pentru treabă, la când. Ești liber profesionist, să zicem așa. Deci dacă avem și... Dacă avem prin vizor, prin persoane pe aici care se uită la noi și vrea să colaboreze cu Leo, aveți tot în descriere. Aveți link-ul de la Instagram, aveți de la TikTok-ul. Te-a să pune și noi TikTok-ul pe ecran. Dacă tu mi-ai adus aminte de asta, să vadă lumea că aici găsește tot. Bine, dar ar trebui să rămână pe live ca să vadă tot ce trebuie. Dacă să-și dea lumea seama de... Pac, pac. Să fim toți trei și asta îmi place mie la TikTok, că pornesc și videoclipurile, așa, puțin câte puțin. Noi asta spuneam înainte să intri, adică te-am văzut pe TikTok, mi-a trimis cât face, ia uite. Și zic, mamă, și cum suntem noi cu asta, zic, vai, vai de capul meu. Și zice, că bă, nu vrei să vorbim vorbim cu el ca să vedem, poate vine la noi? Și spune, bă, da. Și zice, că hai, am făcut noi acolo frumos, am inventat mesajul, am făcut frumos, am scris. Când s-a dea send, nu se poate. Zic, a picat cerul pe noi. Și după aia am făcut noi cumva să dăm de tine, că am spus, băi, vrem să te avem la emisiune, știi? Să facem o chestie frumoasă toți trei. Și uite că s-a putut până într-un final și sperăm să iasă totul bine de la cap la coadă. O să iasă, nu din partea ta, din partea ta știi că o să fie tare, din partea noastră să aranjăm totul, să fie totul frumos, tot ce trebuie. Văd că spune în comentarii aici, Roland, acordeon slăbuț. Am juicy point, frate. Dacă de știi cu astea. Deci, ia uzi. Așa că... Eu nu știu de astea, nu mă bag cu astea, adică nu am treabă eu cu instrumentele și cu chestiile de genul ăsta. Acordeonul normal s-ar auzi așa. Stai frate. Și cu ce l-am modificat eu, se aude așa. Wow. Și mai multe sunete de clarinet. Viori. Chitări. Mai multe. Cătă. Știi ce mi-aduce mie aminte treaba asta acum, nu? E nebunie, zi. Ți-a adus, știi ce mi-aduce mie cum aminte toată treaba asta? Chitări. Cum a zis el acum? Zi. Gândește-te, tu mi-ai arătat. Nu mă știu. Ba da, și l-am și întrebat înainte de live pe Leo. Am văzut un videoclip amândoi. Deci, păi exact de acolo. Deci lumea care nu știe, dar spune-le cine te-a învățat pe tine să cânti la acordeon.
M-a învățat un profesor ori și apoi mi-a arătat Adrian de la Bobești. Deci cine nu știe pe Adrian de la Bobești, să intre pe YouTube, căutați-l și ascultați-l să vedeți cum cântă omul acela. Dar să știți de unde a învățat Leo. Adică... Să știți de unde a învățat Leo, adică nu... Aha, deci ca prim profesor nu a fost Adrian sau ceva, ai avut alt profesor. Da, am avut alt profesor pentru hore, pentru lăutării. Uh-huh. Am înțeles, și de acolo ai zis tu că vrei ceva mai, sau? Nu, se cântă ambele genuri pe acordeon, dar așa se începe cu lăutării. Ah, și după aia treci mai departe, am înțeles. Da. Eu nu le am și de asta te întreb toate lucrurile astea, ca să, na, să aflăm și noi chestii. Când de asta întrebăm invitații tot felul de lucruri de genul ăsta. Pe viitor ai ceva proiecte? Nu știu, să registrezi vreo melodie cu cineva sau ceva de genul ăsta? Da, am foarte multe chestii în cap și am pregătit mai multe instrumentale făcute de mine. Mm-hmm. Deci faci și instrumentale, adică te pricepi și la asta. Da. Foarte importantă chestia asta. Spune-ne cam... Boni Marcioi. Te pup, Boni. Uite, Boni cântă cu Adrian în formație. Da? Oh, da. O, și apare și mie. Te pup, alo, te pup. Boni. Respect pentru ce faceți voi acolo, pentru formația voastră. Sunteți. Salut. Sunteți, da, sus. Oricum. Băi, când auzi ceva calitativ îți dai seama, clar, pe moment și ți se face pielea de gână, cel puțin la mine, când auzi ceva super, mi se face pielea de găină și sunt acolo. Uite, spune-ne cam cât timp studiezi tu pe zi așa ca să-ți iasă ție treaba asta? Să... Păi, 5-6 ore pe zi, gen relaxant, așa, relax. Deci, te-ai auzit, relax 5-6 ore, adică e muncă. Dar ce frumos că tu faci toată treaba asta din pasiune, oricum se vede că o faci din pasiune, cum ne-ai arătat și acum, uitați cum se face din asta în asta și din asta în asta. Adică, clar, dacă nu e pasiune, nu faci. Dacă nu-ți place, n-ai cum să faci. E clar, e clar. În orice domeniu treaba asta, bineînțeles. Și cum ne-ai spus și tu, munca. Munca e cea mai importantă. Rotaru Cristian, Wellmeister, ce zici de el? Da, frate, Wellmeister e pentru lotărie. Supita, dacă te referi la Wellmeister, că ăla e bun, Supita. Wow, pentru mine e chineză toată treaba asta. Super tare. Ce am vrea noi să te întrebăm? Prima oară când ai fost la o cântare, mm-hmm, cum te-ai simțit? Ce sentiment ai avut tu? Păi, am mai fost la niște evenimente de-astea cu școala și la prima cântare n-a fost cine știe ce mare chestie. M-am descurcat. Erai obișnuit de la școală. De multe și m-am descurcat. Uh-huh. Prima cântare la modul nuntă, botez sau ceva de genul ăsta, nu? Da, nuntă, da. Și ai avut oarecum emoții și chestii? Nu, n-am avut emoții pentru că am fost pregătit și am fost cu cineva cunoscut. Era stăpânt cu ceea ce făcea. Asta e foarte important. Oricum... Printre primele mele cântări a fost cu tata lui Adrian de la Bobești. Am înțeles. Deci... E foarte important că ai avut pe cineva care să te sprijine în treaba asta, pe lângă părinți, care te-au ajutat, să ai pe cineva cunoscut care din profesia asta ca să poți să te îndrume, să te ajute. Foarte important, da, mi se pare, mai ales în muzică, să faci toată chestia asta. Normal. Adică noi vedem pe lăutarii de top și așa, dar uite, probabil că, nu știu, lumea așa cât te cunoștea ca și că tu cânti. Asta spun. Adică poate erai cunoscut pe intern, nu? Undeva în zonă sau ceva de genul ăsta. Adică cât de departe ai ajuns tu să te extinzi? Asta vreau să întreb. Nu foarte departe, doar la mine aici cu... Doar în zonă. Mm-hmm. Am înțeles. Da. Băi, oricum, gândește că are timpul, adică doar 7 ani. Vara asta, că doar vara asta am cântat la noi. De vara trecută am început să cânt. Mm-hmm. Și deja mergeam la liceu, mă cunoștea aproape tot liceul. Că tu faci chestia asta și o faci bine. Și nu știam de unde cunoști și îmi spunea că ai fost la treaba aia, ai fost la nunta aia. Bine, ușor, ușor crești în toată treaba asta și e bine că tu ești foarte dedicat pe treaba asta. Adică mie chestia asta mi-o dai, impresia asta mi-o dai. Băi, da, normal. Trebuie să muncești ca să ajungi ceva. Clar, dar trebuie și puțin talent. Că, na, așa, oricine, nu cred că poate oricine să dea, să umble cu degetele pe orgă. Băi, să umbre toate, dar nu iese nimic. A, da, așa să fac și o pod de la prima până la ultima, ton, știi? Acum, na, depinde de fiecare. Câte dacă mai ai tu ceva întrebări să întrebi pe Leo, că ție îți place mai mult genul ăsta, tu ești mai mult pe Băi, treaba asta.
Eu când am auzit că Adrian de la Bobești l-a învățat tot și știm ce face Adrian de la Bobești pe la, pe la nunți, pe la oriunde se duce, orice. O să vedem ceva de la el. Să... Să vadă și lumea cum stă treaba. Da. Oricum, din partea noastră e o meserie super, super tare. Adică eu unul, dacă aș avea puțin talent hard de la Dumnezeu pe treaba de asta, aș vrea și eu, serios, aș vrea și eu să fac ceva de genul ăsta. Dar trebuie să ai inclinație până la urmă, că muncești, 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 dar trebuie să ai și, să-ți meargă și puțin degetele, cum am zis. Bine. Da, să-ți meargă și calte. Dacă aveți ceva întrebări pentru Leo, să le lăsați aici în chat, că o să le punem mai târziu sau ai acum. Pentru că oricum avem chestii pregătite, să nu cadă microfonul iar ca de fiecare dată. Aveam eu o întrebare, dar îmi scapă. Era destul de importantă. Da, ai avut vreun moment, de câte ori ai fost la o cântare sau ceva de genul ăsta, în care ai tins să pierzi puțin, să greșești? Din cauza emoțiilor sau ceva? Oricine greșești. Da, dar ai reușit să te redresezi sau ceva, nu? Pe moment să nu-ți dea lumea seama, că nu oricine își dă seama, că nu toată lumea are ureche muzicală să... Dacă nu... N-ai cum să nu greșești, oricine oricum, greșești. Oricum la nuntă, deja după 10-11, nu mai aude nimeni, nu mai știe nimeni dacă s-a greșit sau nu. Adică e... Adevărat, adevărat. Contează că e ritmul. Contează că e ritmul. Ce sunt eu curios, dacă e greu acordeonul ăla, cam câte greu e. 16-17 kg are, cu mizurul ăsta. Mamă, nu cred. Serios? Nu știu câte kg are, stai pe ce. Mamă. Băi, oricum, sunt conștient că e destul de greu. Că... Are... Hai să văd dacă scrie aici. Vai, mă, nu mă așteptam să aibă atâta. Până așa... Nu, uite aici, 15 kg. 15 kg, wow. De, sincer, nu mă așteptam să aibă să fie atât de greu. Adică aveți să aibă o greutate. 20 de persoane acum pe live, dați și voi un like. Și gândește-te că Wellmade Store, unde zice băiatul ăsta, supita, are 20 de kilograme. Mau. Ăla e mai greu. Păi stai puțin, cu cât e mai greu, cu atât e mai bun? Nu. Sau e are... vorba de asta. Ăsta e electronic, are în el doar plăci de astea. Poți să cânți și poți să cânți, cum ai spus, și gitară și... Are muzicuță. Și muzicuța e mai grea. Am înțeles. Deci este o diferență. Ăla ar fi clasic sau cum se numește? Da, clasic. Ăla e clasic. Clasic și ăsta ar fi... Da. Dacă ai vrea tu să acum să te pregătești tu, să ne arăși nouă câte o chestie, să ne demonstrezi ceva, să vadă și ce poți. Vrei să cânt de la Adrian ceva? Poți. Ce vrei tu? Cu Adrian puțin așa. Poți să încep cu Adrian Pușou, așa ușor, ușor. Să trecem prin mai multe genuri. O chestie importantă. Dacă vreți să supuneți unui challenge pe Leo, să-i dați o anumită melodie pe care vreți să o cânte, să o scrieți în chat, că link-ul o să fie banat automat, cred. Am impresia de să spuneți... Melodia și... Să spuneți melodia și noi o căutăm, vedem dacă ai, o pune și Leo o cântă. Că, băi, când poți, băi. N-ai ce să faci. Leo, când ești tu pregătit, ne spui și începi. Da, hai că o să-i dau drum. Păi, haide să-l punem pe Dragoș. Să ne spuneți voi oricum și cum se aude, dacă să fie să mai încet, mai tare, să poți spune pe Leo. O probă puțin să vedem, să ne zică cum se aude, dacă se aude bine. Eu zic da, că se aude perfect. La mine se aude perfect. Da, se aude bine. Poți să-i dau drumul? Da, din partea noastră, da. Pune-l pe Leo, Dragoș. Thank you.
Asta. Mamă, eram aici ca la lăutărie, eram... Aveam căștile, vreau să mă ridic, vreau să mă ridic, măi. N-avei cum, n-avei cum. Hai că a nebunit chat-ul cu respect, respect, colo, respect, colo, să rămân acolo. Să rămân acolo. Mamă, Leo, deci ne-ai făcut, eram aici, nu mai puteam, eram la modul... Pentru toți cei de pe live, dacă vreți să-l vedeți pe Adrian de la Bobești, are și el un canal, Orchestra Lei României, să dea follow. Stai așa că o pun eu imediat, orchestra. E fratele nostru, Adrian. Lei României, ia să vedem. Orchestra Lei României. Da, hai să vedem, să o punem și noi pe ecran, să vadă și lumea. Uite așa. Ok, dați și voi aici un subscribe. Dau și eu. Da, apăsăm și clopoțelul. Pentru Adrian aici. Trească, frate, Adrian. Se vede. Se vede. Uite, te-a pus băieții ăștia aici, ți-a făcut o promovare la canal, să-ți dea lumea follow. Uite. O să vin la Adrian. Te pupăm, Adrian. Și ești tare, frate. Ești. Fanii tăi. Salut! Mamă, Cătă, credeai tu că o să vrești vreodată cu Adrian pe live? Niciodată, speram la o nuntă la ceva, știi? Mamă, intră, la nuntă credeai. Sunt niște băieți după YouTube, intră pe YouTube, scrie, stai așa, Dragoș Diaconul live. Mamă! Dragoș Diacon. N-am mă Cătă, ce mai vrei? Mai vrei ceva? Deci dați și voi subscribe acolo la Orchestra Lei României, vă rugăm. Respect, mulțumim frumos din partea lui Colo pentru acest nebunie de... Îi mulțumim mult lui Colo. Ați intrat la fix? A spus băiatul ăsta să bag Indiana.
Asta vreau să punem și noi. Bagă Indiana cu dedicație, așa. Cu dedicație aia să-l punem frumos. Deci nu uitați să dați aici un subscribe și un clopoțel, cum am dat și eu la Orchestra Leii României. Să vedeți pe Adrian cum face show. Eu când am aflat de Adrian de la Cătă, eram... Pe YouTube vere scrie Dragoș Diaconu live. Poate să pună și Dragoș Diaconu doar atâta și... Nu, că mie nu mi-a apărut când am scris doar atât. A, nu? A, ok, ok. Atunci... Tam-taram-tatam, tam-taram-tatam. Cum a fost toată... Are 121 de abonați. Hai să sperăm că sunt mai mulți acum. 146 sunt acum. Păi văd că ai intrat o grămadă de la promovarea aia de la acolo. 146 sunt. De abonați am avut 146. Avem 146. O să crește și noi ușor, ușor, așa, cu câte o abonare, cu câte o chestie de asta, așa, mai vine lumea, mai intră. Cum a fost promovarea asta? Poate o să mai facem, vedem. Băieți ăștia pe live. Stai așa că îți dai un link. Leu, încerc să-ți dai link și... E mult mai ușor. Treaba, da, și hai. Nu mai vorbim aici. Să-i dai link cât vorbim noi. Cu noi aici. Ce-ar mai fi? Ce-ar mai fi? Băi... Băi, auzi, ce-ar mai fi să... Deci... Eu cred că mă dau jos de pe scaun și nu mai dansez. Băi, ies afară, direct aici, în fața blocului, dau la boxe, să iasă toți vecinii. Băi, le spui la vecini să... Nu, chem toți vecinii la tine în casă. Ne chem la mine aici. Stăm toți aici, facem ceva. Facem frumos, o treabă frumoasă. Uite, asta mă enervează pe mine la români. Toată ipocrizia asta că, băi, domne, noi ne ascultăm, anele nu ne place, dar când auzi una, parcă ți se furnică pielea pe tine și dansezi. Clar. Serios, asta... Super tare. O să pregătească Leo după ce dă share-ul ăla să bage și o indiana frumos. Pentru toți ascultătorii noștri. Am făcut frumos, am aranjat. Nu uitați cine ne-a dat like, să apăsați pe acolo să bubuiți butonul de like. Și-l găsiți și pe Leo, pe Insta, pe TikTok. Dați și lui un follow acolo. Pe TikTok toate detaliile. Multe videoclipuri. Și sunt... Sunt la fel de mișto cum a fost acum pe live și o să mai fie. Dacă mai aveți... Nu dedicații, vreau să zic dedicații, challenge-uri, melodii pe care vreți să le mai auziți, să spuneți. Mamă, cum a bubuit chat-ul deodată. Eu nu mai vedeam nimic pe chat-ul ăsta aici. Vedeam respect. Nu mai respect. Auzi, cântă-o în terță, ce ne spune Rotaru Cristian. Mă, nu-l prindeți, n-aveți cum să prindeți cu băiatul ăsta să nu știe ceva. N-aveți cum. Ca să înțelegi, Leo, băiatul ăsta e și el, a făcut și el școală de muzică și știe ce zice și de asta cred că te întreabă, că nu e ce să te întrebă, adică noi zicem câte ori și nouă ceva. Bun, îi spune, Leule, vezi câți oameni răi pe aici? Nu cred că sunt oameni răi. Cred că gen... Oameni răi pe aici. Hateri. Hateri găsești oriunde, dar să facă și ei treabă nu vezi. Decât să hate-uiască orice oameni. Tăi așa se întreagă. O, așteptăm. Așteptăm, cum să nu așteptăm pe Adrian, adică... Eu așa stau și l-aștept pe Adrian, că nu mai am răbdare. Nu mai ai răbdare. Păi... Adrian... Stai și aștepți acum. Adrian. Tu te pune acum să bagi un șpriț. Și aștepți. Și eu m-aș pune acum așa că... Să mă pun așa frumos să stau. Așa. Așa cu un șpriț, haide. Nu mai cum să stai cu șpriț acum că suntem cu asta. Na, nu problemă, zici că... Oh. Mamă, stai așa că mai dau un share, mamă, stai așa, lasă-mă că... Ce ești nebun la cap? Auzi, întreabă bunii dacă îi vin. Hai că îi dau.
Dacă îi trimite linkul lui Adrian. I-am trimis, Boni. Hai că îi dau... Auzi, acum să dau un share. L-avem și pe Andrei aici cu noi. Oh, Andrei! Haide, geule, să vezi ce ți-am pregătit. Trimite-i lui Mari și lui Arber să vadă și ceva frumos. Să vadă și ei ca lumea. Hai că intră Adrian acum cu noi. Perfect. Acum am distribuit și-o peste tot. Îngea să distribui cât de departe pot. Să vedem. Băi, ne menținem acolo deocamdată. Nu, oare eu chiar sunt foarte curios dacă pe YouTube ăsta a mai făcut cineva o emisiune așa. Eu chiar sunt curios. Acum nu că, dar eu chiar sunt curios. Cine l-a mai avut? Pe Adrian. Să găsesc Adrian aici la Adrian. Eu cred că am dat share peste tot. Gata. Ăla-i. Haide să-l ascult. N-a intrat Adrian? În, i-ai dat link-ul de la... Da, i-am dat link-ul. Să intre în live sau să intre aici? Să intre în live cu noi. Ah, ok. Bun, nu, n-a intrat. O să-mi apar mie aici jos. Da, așa că așteptăm. Adrian, da, știu asta. A intrat acum, hai să vedem, s-a conectat și Adrian. Salut, Adrian! Ne auzi? Salut, Adrian! Trească băieții! Salut! Păi, Cătălin, ne-am definit un vis. Cine l-a mai avut pe Adrian de la Bobești Live pe YouTube? Într-o emisiune. Vă mulțumesc pentru invitație, frații mei. Deci, sincer, noi am fi făcut, ți-am fi dat invitație direct dacă am fi știut că ai fi acceptat. Noi am zis, mă, frate, Adrian de la Bobești ne acceptă pe noi să-l invităm. Serios vorbesc. Adică te gândești puțin, băi, noi suntem aici, el e acolo, sus. Trebuie să vezi puțin lungul nasului, cam așa. Da. Acum Leo se pregătește să ne bage Indiana. A spus că... Indiana lui Adrian, normal. Indiana lui Adrian, normal, păi... Hai să-i dăm drum. Nebunie, e. Thank you.
Nebunie pe la Evo ăsta, nebunie. Eu am rămas blocat. Eu tăteam așa. Da, să mă uităm. Mamă, deci stai. Băi, Bubăr, ia și dă-i share. Deci toată lumea din mare share vreau să dați. Dacă s-a mai întâmplat ceva vreodată pe YouTube, așa ceva. Băi, n-ai Aia. Zic și eu așa. S-aude, bă? Perfect, aude. S-aude, da, s-aude, perfect. S-aude prost? S-aude bine, s-aude bine. Ia, de Adrian. S-aude puțin spart. Dau mai ușor. Vezi la... că ai conectat creștile din cauza asta. Păi le scot când dai zbor. Le-am pus să vă aud. Ah, vreau să vă cânt și eu cea mai nouă instrumentală a mea. Stai puțin că... Nebunie! Vai, mamă! Mă pregătesc. Îi dau drumul? Când ești tu pregătit? Noi suntem gata. Voi sunteți gata? Bine. Noi suntem gata. Bine. Hai să treacă emoțiile alea, că totuși am o emoție așa. De câte ori când iau acordeonul în brațe, am o emoție așa, nu știu dacă mă înțelegeți. Asta e că faci treaba cu pasiune. Da. Și, wow. Da, cu mai rar, da? Da. Da. Bun. Mai s-au despart acum?
Nu e bine. Nu, nu, nu e bine. E bine. Gata, bal. Regele. Deci, comentarii de-astea n-am avut niciodată. Bine, să am rege pe live niciodată n-am avut. Fai, mamă, nu mai fac cum e asta. Băi, s-a făcut pielea de găină, din nou. Doar mi se face pielea de găină. Băi, mamă, nu ai cum. Băi, să mă învățați și probleme să fac live de ăsta. Te învățăm cum să nu. E problemă. Aia să fie problema. E mare cum se... E chiar și pe noi ne-au emis sincer aplicația asta, așa cum să te joci din în fiecare. Să apară asta e foarte mișto. Oricum mi s-a dat peste cap tot programul, nu mai știu ce să mai zic. Nu ce să mai zic. Adrian aici ce să mai el e programul. El ai putut. E toată lumea să vină să uite la el. Ce vorbești, mă, băi? Deci e incredibil. Pa, nu mă așteptam. A plăcut. A fost Auzi că nu s-aude bine, ai zis ăștia că nu s-aude bine. E din cauza... Eu am auzit bine. La mine dacă s-auzi bine. Și auzeam, și la mine s-auzi bine. Auzi, nu știu. Și Leo stă fără căști, adică... Da, adică și cu căști și fără căști s-a auzit bine. Fai. Asta, Adrian, este e instrumentală nescoasă sau e recentă scoasă? E una nescoasă. Am avut...
Premiera, ce mai? Da. Eu nu mai spun că nimic. Că nu e cântată pe YouTube, a cântat-o aici la voi în premieră. Vai, mă, eu nici nu știu ce să mai spun, sincer. Nici nu știu ce să mai zic. Vai, ce, mulțumim, e puțin spus, nu știu ce să zic. Am și o întrebare pentru Adrian. Ia zic, fac. Adrian, ai tu, e pe YouTube, e puțin, e filmat de cineva, nu știu, e la un eveniment ceva. Vai. Ai făcut Indiana, dar generic, știi? Adică știi despre ce zic? Băi, am căutat să găsesc toată melodia aia, n-am reușit. Deci n-am reușit. Cred că o să pun eu să văd ce fac. Poate bag eu pe YouTube. A, era oricum. Nu s-a mai auzit oricum melodia aia, că am căutat-o, ți-mi minte, cu tine seara aia. Asta, mai, asta și noi jumătate de oră în seara aia să o căutăm. Mm-hmm. Și mai e una. Ce zic, bă? O dăm și noi din gură, că atâta. Vai, mamă. Aoleu, toate căștile alea, Adriane. Numărul 1. Vai, mamă, cum se aude. Cum, Adriane. Cum da. Scoate căștile. O, oh, mamă, lasă-le aici. Mă. Ați spus și că este bine. Dați-mi scăvă altă în voi. Mamă. E... Bă, frate, cine a făcut emisiunea asta? Eu, noi doi. Eu cu Drăguș. Voi doi? Da. Ce microfon e ăla? Al meu? Da. E un microfon de pe AliExpress, de ăla la 30 de lei. Nu, mă, pe bune vorbesc, să mor eu. Serios? Nu fac mișto. Sau de mine. Păi da, dar doar aici, că aici, uite, vezi? De aici nu se mai aude. Trebuie să fii lângă el ca să se audă cum trebuie. Oricum nu e microfon de studio, vreau să-mi cumpăr ceva mai ca lumea, știi, ca să am pentru chestii de genul ăsta. Băi, semeni cu Nicola Sax, tu. Eu? Da. Asta ar fi de bine sau de rău? De rău. Bine, Doamne, ferește. Ia uzi, Adrian, te întreabă lumea dacă vrei să bagi un pic bulgărește. Da, frate, da. Nici aici nu vreau, nici aici nu scap de bulgărește. Oh, mamă, deci e foarte cerută bulgărește. Da, frate. Auzi, s-a auzit numărul 1, a zis Boni. Ah, da, ăsta e al nostru Boni. Ăsta e al meu. Auzi, bulgărește un pic, Adrian. Da, frate, da. Bulgărește, bulgărește, toată lumea vrea bulgărește, gata, mergem bulgărește. Mamă, dacă era din partea mea, era să am aici 1000 de oameni, dacă wow. Era. Dar noi, ideea că emisiunea asta am făcut-o acum 5 zile, cred. Adică asta e a 5-a emisie, între ghilimele, să zicem așa, emisie, pe care o facem. Și am vrea și noi așa ușor, ușor, știi? Nimic, să muncim și noi un pic să ajungem sus. Eu sunt lângă voi aici, în emisiune. Vreau să mă puneți prezentator, vă rog frumos. Te facem, ce vrei tu? MC, prezentator, bă, cântăreț. Uite, băi, uite un Adrian, prezentator. Un comentariu de la Mari Dâmba. Adrian, puțin, tupărapa. Tupărapa, da, mă, tupărapa. Tupărapa. Asta cântă Corga. Vai, nou, când ne-a zis Leo că te cunoaște, eram, băi, nu, băi, de unde? N-are cum. Da, de unde până unde? Că noi când am auzit pe Leo, am zis, vai, hai să încercăm să vorbim cu băiatul, să vină la noi. Să facem ceva frumos. Când a spus Leo că e de la Bobești, zic, mamă, Adrian, direct asta mi-a venit în cap. Da, exact, asta a fost. Ne-a sărit detaliul ăsta imediat.
Da? Păi dai seama că eu de la Cătă te știu. Și am zis, vai, când am auzit, eram... Mamă! Care era Cătă? Ceva... Eu sunt Cătă. Eu. Prezentatorul. Vezi că nu mai am baterie, am adus și tu încărcătorul ăla. Vezi că nu merge. Stați puțin să pun telefonul la încărcat și eu să intru și eu. Da, Leu. Ok. Da, frate. Până atunci... Să intri pe același link. Nu știu dacă a auzit. Sper că a auzit. Știe, că i-a dat și lui Adrian și... Da, ok, perfect. Voi să-mi faceți și mie un link ăsta. Îți facem, îți arătăm dacă vrei cum se face treaba asta cu tot programul ăsta. Cum se intră, cum se face. Mare inginerie nu e, că e ușor, da. Îți arătăm. Da, e ușor. Și se face, că e mișto programul. Pentru chestii de genul ăsta să intre mai mulți oameni, e mișto. La 22 de persoane băgăm Bulgărești. Te aud, hai! Haideți! Rapid. E 18. Haideți, rapid! Ca la 22 de persoane, poate și mai multe, haide. Am rămas 16. Vreau să rămână 8. 8 ca să putem să cântăm, ca așa e cu... E publicul prea mare. Dar ce are ăsta, mă? Ce stinge? Oricum, noi te vedem. Chiar dacă se închide, te vedem. Nu e problema asta. Hai să... Am că mai cânt una și vă las. Oricum, pentru noi a fost o onoare. Onoare, da. Da. Să cânte Adrian de la Bobești. Le-am lăsat și la băieți, încă o dată, să le mai arăt o dată canalul tău. Ne-a spus Leo înainte să intri. Și îl pui și în descriere. Să-l pui și în descriere. Orchestra Lei României. Să-l pun pe ecran să vadă puțin lumea înainte să cânte Adrian. Ok. Să intrați aici, să dați subscribe și cu clopoțel. Tot ce trebuie ca să fiți la curent cu tot ce se întâmplă. O să punem și în descriere canalul. Punem și în descriere frumos. Fie cum trebuie. Mersi mult. Oricum cine... A intrat și Leo. Vezi că se aude cam prost, da, Adrian. Ce? Se aude cam prost. Ce să-i fac, mă? Să-i dau cu puțină... Să-i dau puțin ulei. Știu eu ce să-i fac. Ia, vezi, s-aude prost așa? Data trecută s-a auzit bine. S-aude prost? Nu, de la mine s-aude bine în căști. S-aude bine, da. Nu știu, că stau de bine. Să ne spună și oamenii în chat. Ia de. Hai mă că dau mai ușor eu. Gata, frate. Perfect. Thank you.
La, pentru plecarea la biserică, fraților. Te pupăm, Adrian, mulțumim mult. Da, mulțumim din tot sufletul pentru tot ce ai făcut aici și ești super tare, să știi. Ești fenomen. Mai facem emisiuni, gata. Intru mai cu voi, profelii. Te ajutăm. Dacă vrei, spune și ție cum se face. Chestia asta te rezolvăm, te ajutăm dacă vrei să-ți faci treaba asta cu live-ul. Instagram-ul tău sau Facebook-ul sau orice. Oriunde vrei și vorbim și îți arătăm cum se face toată treaba asta și... Da, că ieși eu cu noi pe grup pe WhatsApp și... Și îți arătăm cum se face, că greu nu e. Și se rezolvă. Bine, frate. Mersi mult de tot că ai venit. Mulțumim mult. Nu ne așteptam. A fost de foarte mult plăcerea. Mă bucur din suflet că am venit, cum ai spus tu că am venit. Vă mulțumesc și vă iubesc și să vă dea Domnul sănătate și de toate și carantină ușoară, frații mei. Mulțumim la fel. Mulțumim la fel. Deci astea au fost vorbe de înțelept. Vă iubesc. Salut, salut. Adrian, mulțumim mult dată că ai venit. Avem un comentariu de la Albert Alecu, cred că te cunoaște. Să fii sănătos, trăiască Nemir, ce spune. Da, am văzut. Mersi mult, fratele meu. Foarte cum ies? Putem să te dăm noi și după aia poți să ieși din ăsta. Mersi mult încă o dată că ai venit și ne auzim și cu altă ocazie. Mersi frumos, seară bună. Pa, pa. Vă mulțumesc și eu, vă pup, pa. Mamă, băi, Leo. Băi, Leo. Deci am început seara într-un stil, am luat-o și noi așa ușor. Pa, 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 haide, ușor, vă trânește. Mamă. Deci, eu? Ia uzi, Alexia, dacă o știi tu, ți-am spus că am frumos Leo. Nu o cunosc, mersi frumos. Ai link acolo în descriere. Ai Instagram-ul lui Leo în descriere să vorbești cu el dacă vrei. Mamă, deci a fost, deci la un moment dat, eu am rămas, stăteam așa și mă uitam și mai făceam și așa. Mamă, și am rămas blocat. Nu știu de ce să mai fac. Mamă, deci a fost live-ul ăsta. Super tare. Deci live, mamă, băi, nu mai spun nimica. Nu vezi nicăieri așa ceva. Deci eu chiar sunt curios dacă s-a mai întâmplat. Bine, au mai fost emisiuni de genul, dar așa pe YouTube,
Și pentru noi a fost o surpriză, nici nu mă așteptam, era... Clar. A fost surpriza mea pentru voi. Mamă, deci mulțumim, deci dacă asta... Deci eu am rămas fără cuvinte, serios, și acum nu mă prefac sau ceva. Eu am rămas la modul, bătea inima, eram... Mamă, ce mai fac? Ce mai fac? Vai, mamă, deci îmi pare foarte bine că s-a întâmplat chestia asta. Deci, băi, uite că am ținut live-ul cu 20 de persoane, așa, 18... Deci a fost... O să sper că o să ajungem la un număr mai mare. A fost, și că o să minimul... bubui mai tare. Dacă aveți vreo întrebare sau întrebări pentru Leo, să le puneți acum în secțiunea de comentarii în chat aici, să le vadă și Leo să răspundă la ele. Vai, deci hai, nu, eu am rămas, paf, nu mai știu ce să mai zic. Serios, că nu mai... Mie mi s-a dat oricum peste cap, am spus tot programul, eu nu mai știu ce se mai întâmplă acum. Mai e ceva de genul ăsta, asta a fost un, a fost pentru noi așa un boost, o chestie de asta. Nu știu ce... Deci eu... Abia aștept să mă uit și eu la live după, să văd și eu cum a fost. Mi-a plăcut foarte tare. A fost foarte mișto tot. Acum nu știu dacă ați văzut în chat, îți dăduse unul deja reclamă. Adică să vezi tu. N-am apucat să văd, nu. Unde, i-am dat eu gen de la time-out de la, dar zic, mamă, deja a venit lumea la noi să-și facă reclamă, băieți, ce am ajuns. Ce-am fost și ce-am ajuns. Da, am văzut și eu. Băieți, nebun, zic, a ajuns lumea să-și facă reclamă la noi în chat. Nebunie mare, băi. Nu mai. Deci oricum nu mai pot. Sunt terminat. Deci ăsta, deci până acum, deci a trecut o oră, mamă, și mi se pare că a trecut prea puțin. Mamă. La modul că pentru mine e timp potat în loc, știi? Adică... Da. Zic, băi, auzi, întrebare de la Alexia, o să mai faceți live cu Leo? Băi, din partea noastră, da. Pe viitor, dacă Leo vrea să mai facă cu noi colaborare, să facem o chestie de asta mișto, da, normal că o să facem. Adică, pentru noi, aventura pe YouTube ca emisiune abia începe. Abia am început treaba. Da. Încercăm să ajungem și noi cât mai departe să facem treabă și chestii de genul ăsta. Leo, ai iubită? Mamă, ce-au intrat fetele! Leo, păi nu mai... Ia uite, Bianca Gabriela, o cunoști? Nu o cunoști, nu? Nu o cunosc, nu știu. Păi, aveți acolo în descriere Instagram tot ce trebuie. Și dacă vreți să fiți dați pe spate, intrați pe TikTok. Dacă ați intrat pe TikTok... A scăzut. A scăzut, nu mai. Dacă am căzut eu cu cătă. Da, ca băieți. A scăzut cu TikTok-ul, aveam codiță aici. Deci, lasă aia, că cine se uita la aia, noi ne uitam la... Nu mai spun. Vai, ia vedeți fetelor. Când schimb magnet de frigider cu Herculane cu unul cu băile Felix. Am eu, frate. Vai, mamă. Reclamă aici. Băi, deci când am văzut video ăla pe TikTok, adică mă uitam la Leo că el nu s-a uitat la clape. Adică era totul... Da. Era de acolo. Asta mă uimit bine oricum eu. După studiu e bine. Nu mai trebuie să te uiți. Simți deja. Știi ce să faci. Unde să apeși. Wow. Uh-huh. Super tare. Oricum pentru mie mi se pare gen să cânti la instrument și așa mi se pare ceva super tare. Adică eu nu percep pentru mine să fac chestia asta. Da. Ia uzi, Alexia, da, de pe TikTok. De pe TikTok te știe. Păi și cum ai ajuns la noi? Înseamnă că te avea și pe Instagram de a ajuns aici, nu știu. Probabil. Nu ați prins-o, stai așa că n-am prins-o, ci că schimb magnet de frigider cu Herculane, cu unul cu băile Felix. No, gen prins. Care băiatul la magnete cu frigider, nu asta? Nu, asta a fost duma. Nu, a fost alta. Nu știu nici eu. Nu știu. Băi, Mari, dacă vezi că acum am adun și noi lăutari, te așteptăm și pe tine într-o emisiune, să știe propunerea așa pe live. Dragoș Marie, băiatul cu clarinetul? Da, mă, Marie. Ah. Marie cu clarinetul. Da, vei nu știi că a spus aseară... Iau. Nu știi că a spus aseară Grasul că a tras și Marie acolo și chestii, da, a studio și... Mamă, câte chestii se întâmplă. Vai, mamă, deci eu aș fi vrut, sincer, la ce s-a întâmplat în seara asta, aș fi vrut să am 1000 de oameni pe live. Doamne, deci trebuie să vadă... Uite, asta a fost gluma. Care băiatul la magnetul cu frigider? Yeah. Ah, că ai tu magnetul cu frigider, bă.
Bă, nu m-am prins în zonă. Mor, băi, mor. De la băi, n-am de la băi. Auzi, la mare, a spus că vin, frate, că avem de stat în casă. Gata, am, băi. Deci... ne-am făcut pe viitor, o să discutăm cu Mari, să vedem, vine, ce face. Am avut acordeon, o să avem și clarinet. Gata, ce mai. Urmă, deci, după ce trece carantina asta, facem un live direct de la un eveniment, o nuntă, ceva. Noi, la două vorbe vine cu aparatura, cu filmarea. O să vorbesc eu cu băieții și o să mergem la studio, toată formația, mai mulți de la mine de aici, și o să facem un live. Vai, mamă, la două vorbe ajunge în trending cu chestia asta, ești nebun la cap. Până atunci, între timp, până se mai rezolvă toată nebunia asta, o să ajunge și noi mai sus, sperăm. Să da, mai urcăm și noi cu treaba asta și poate, poate. Leo, dacă vrei tu să ne mai cânti ceva, dacă mai vrei să-ți mai joace degetele pe orgă, o chestie, dacă aveți ceva, un challenge. Oamenii în comentarii, în chat. Să scrie ce melodie. Ce melodie, vrei că... se rezolvă. Să spună floră sau instrumentală. Auzi. Floră, instrumentală, ce vrei voi. Că noi deja ne pregătim, ăla își pune suc. Eu mă pun. Băi. Deci mi-ar de față așa, nu știu, mi s-a urcat sângele la cap. Ce crezi, băi, eu mă crezi că nu știam ce să mai zic, stăteam doar așa și mă uitam la ecran. Când a spus că vine și Adrian, mă gândeam că intră pe YouTube, se uită la noi. Și eu am zis că face asta, că vine să uită la noi pe YouTube și pe aia zic, vine aici? Mă. Eu când cânta Leo, gen, voi nu vedeți, dar eu aici îi văd pe toți și eu vedeam că și-a luat Adrian acordeonul în brațe. Zic, mă. Eu zice, Mari, tu prapă. Tu prapă, tu prapă. Ia auzi, Leo, trandafir crește. Deci auzi, Mari, vrea bulgărește după ce a zis Leo. Adică, să cânt și pe asta, o să încerc să cânt și pe asta. Sistem bulgăresc. Tu prapa e bulgărește. Ia uzi, Adina a zis o manea pentru bobiță. Manea asta să fie pentru bobiță, Adina. Goodbye. Nu mă, e emoji. Gata, da, suntem pregătiți, dacă tu ești pregătit. Când ești pregătit. Sistem bulgăresc, tu nu se lucra la desbar pentru femei. Sistem bulgăresc, turcesc, arăbesc, dar pentru femei. Sistem bulgăresc, turcesc,
gală de spart pentru femei. Vise bune răstulce, gală de spart pentru femei. Nebunie, nebunie. Mamă, trebuie să pun ochelele astea mai devreme, mă, televizoarele astea. Băi. A spus Alexia, uite, și talentat și frumos. Păi normal, băi, noi aducem numai oameni valoroși, măi, și frumos și talentați aici. Ia stai să căutăm aici trandafir la ferida mea să vedem. Wow. Ram, pam, 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 pam. Bobiță, bobiță, bravo băieți, mulțumim frumos! Pentru mirii noștri am venit cu ritornul la 1, 2, 3. Într-andă, ești la fereastră mea și și-a plăcut o frunză ușor. Într-andă, mai bună, mai bună mea, mi-e pare mai bună, mai bună. Mi se pare că nu mai pot de noi, băi, nu cânt, nu cânt genul ăsta de muzică. Am făcut așa pentru că s-a cerut. Da, da, normal. Ne-am dat seama. Noi ne-am dat seama oricum, dar nu contează. Am văzut noi ce poți și ce aia. Bobiță, Bobiță, bravo băieți, mulțumim frumos. Nu știu dacă am zis. Ai zis. Mulțumim frumos. Încercăm și noi să facem ce putem, să facem chestii de-astea. Ideea e că, nu știu dacă ați văzut, să vă uitați după live-ul ăsta dacă vreți, la celelalte live-uri. Astea la cincilea live. Până acum n-am avut genul ăsta de
cântăreți la noi, muzicanți, să zicem așa. Bine, noi ascultăm numai genul ăsta în principal. Și am zis, bă, e cazul să ajungem pe cineva. E caz, deja. Era caz să ajungem pe cineva. Să ceva de la Jador? Și cum ai și bun. Poți să ne dai Daimoda? Daimoda? Păi, gen Daimoda e făcută mai pe trepăreală așa și n-are returnele și de-astea. Ah, ok, atunci bagă ceva de la Jador, ce îți place ție. Ce vrei tu? A scos-o fără returnelă, melodia aia. Da, era mai mult făcut în studio. Dragul, scoate-mă un pic până mă întorc. Da, frate. Uite, eu băg în pastă, lăsați-o să bea. A, e nouă, oricum, mea, cred că o știe. Lăsați și voi aici un share nebun. Ce mai vreți? Ce mai vreți? Dacă n-ați dat like la live-ul ăsta, e momentul. Că nu se mai poate. Fii atent. Deja... Tata e pe live. Tata e pe live, să uită la noi. Să trăiți. Să uită la Leo. Și vrea, m-a rugat, să-i zic lui Leo, dacă poate 2 minute să-i bage o horă de aia lăutărească. Știi el de care, știi tu Leo de care. Da. No. Cea mai mare plăcere. Cântă prea frumos băiatul ăsta, știm. Noi deja nu mai spune nimica decât stăm și ascultăm. Ce spuneți voi? Asta e. Hai că te dau la coro. De la Marius Turneanu, coro frumos.
Dedicație și tot ce trebuie. E, mă, că a rupt acordeonul băiatul ăsta. Nu mai, deci eu deja mă simt sincer, deja nu știu ce să mai zic. Nu. Deci de toate. Mai merge acordeonul ăla, cred că mai merge, nu, Leo? Să vedem dacă Leo ne mai aude. Băi, cred că din cauza... Tata, așa, că s-o scoatem pe aici și aici, gata. S-a stins telefonul celălalt. Mm-hmm. S-a stins telefonul. Băi, Leo, deci eu nu știu ce să mai zic, în primul rând. Eu sunt, îți mulțumim din tot sufletul că ai venit azi la noi. Ești next star. Mulțumesc și eu pentru invitație. Că ne-ai onorat cu prezența, că ai făcut show și tu și Adrian. Nu știu ce să mai zic, sincer. Am rămas cu gura căscată. Chiar, nu știu, abarna. Nu știu ce să mai spun. Vreau doar să mai zic celor care n-au dat like să dea un like. Și sper să ne mai urmească și pe viitor cu ce am făcut noi aici. Și Cătă, dacă vrei să pui tu ceva, eu nu mai zic nimic. Ce-a fost în seara asta aici, nu știu cui nu i-a plăcut, adică n-are cum să nu-ți placă. Adică n-am cântat urât, n-a fost melodii urâte, adică nu știu ce puteai să vezi. A fost mai instrumentale frumoase, da. Să te ridici din pas să dansezi, nu așa. Da. Și în perioada asta, în afară de... Nu știu, să asculți o melodie live de la o nuntă, n-ai unde să mai asculți așa ceva, sincer. Wow, bine asta, da. Pe loc. Păi, serios, în momentul ăsta n-ai unde să mai asculți așa ceva până terminăm cu toată problema asta și așa. Să sperăm că se va termina cu bine. Tot nebunia. Încă o dată, Leo, vrem să-ți mulțumim încă o dată că ai venit și că te-ai obosit. Mulțumesc și eu pentru invitație. Că te-ai obosit cu noi vreo oră și să ne cânti și să... Nu, așa, relax, asta, de la ora asta până la 5 dimineața, doar asta fac. Doar asta. Ce înseamnă pasiune, măi? Ce înseamnă pasiune? Să cânti așa și să nu simți că tu faci chestia asta foarte, foarte tare. Să nu fii obosit. Da, exact. Mai rău obosim noi că stăm așa în fund și ne uităm de cât obosește, cred că el. Serios, pe bune. Uite, a spus Alexia că ne-a plăcut Leo. Ne-a plăcut Leo. Mă bucur, Alexia. Foarte tare. Noi chiar am vrut să iasă ceva. Sincer, a fost peste așteptările mele tot ce s-a întâmplat. Deci mă așteptam, vreau să iasă ca lumea și a fost peste așteptări tot. Da. Leo, noi te lăsăm, îți mulțumim încă o dată că ai venit. Ce zicem, cântare plăcută în continuare și sper să ne auzim și cu altă ocazie. Spor la abonați.
Mersi frumos. Mersi frumos. Ne auzim pe grup acolo și vorbim și cu Adrian și Da. Salut Leo, seară mersi bună. Mult. Pa, pa. Seară plăcută. Ai grijă, te pup, pa. Băi. Bubăr. Eu nu mai pot. Bubăr, bubișor, n-ai vai, mamă. Vai, deci... mamă, unde e Georgel? Vai, mamă, deci live-ul ăsta o să rămână în istorie. Pentru ce s-a întâmplat aici, a fost foarte tare. Deci eu nu mă așteptam la tot ce s-a întâmplat. Care s-a uitat la noi, trebuia să-și lase telefonul conectat la o boxă, să danseze. Nu știu cum s-a auzit, sincer, adică mie în căști mi s-a auzit bine direct sunetul venit pe aplicație. Au fost și băieții veniți din partea lui Adrian și ziceau că se aude bine. Și... se aude bine, a zis și Mari, au zis și Albert că se aude bine. Auzi mai mulți aici pe aceea, am văzut că mulți au spus că s-a auzit bine. Băi, da, eu zic că s-a auzit. Și a mers totul cum trebuie. Vai, eu nu mai sunt rupt, sincer. Wow. Nu mai pot. Deci seara asta... Deci îți dai seama să fi conectat eu, să fi făcut live-ul ăsta ziua și să se fi întâmplat asta că eu conectam calculatorul boxele și dădeam aici mare lăutărie să mă dau tot blocul. De la carne ai venit așa înapoi. Da, scuzați-mă, mănânc în perioada asta mai bine că stau acasă, na. Că după aia, când ai plecat pe afară, mi-ai consumat benzină și toți banii, nu mai de unde să mai unul bine. Băi, cam ăsta a fost live-ul din seara asta, sperăm că v-a plăcut. Băi, da, a fost... Tot acum o să lăsați și voi, de la like, la share, la subscribe, la tot. Și noi și băieți au dat tot ce au avut, e mai bun. Da, adică să auziți instrumentală nelansată de la Adrian de la Bobești, ce mai... Să auzi o instrumentală nelansată. Eu când am auzit partea aia, deja am rămas, nu mai știam ce să mai zic. Trebuie să fără cuvinte, n-ai ce să faci. Da, aveam ce să mai zic, oricum. Da, cam asta a fost. Aveți grijă de voi. Că v-ați uitat. Ați dat și like. Aveți. Și tot acum ăla. Ne auzim... Și noi ne auzim, cred că mâine, tot de la 9:30, da. Că mai nou a schimbat ora și o să fie 9:30, nu mai stăm de la 11. Văd că e o oră mai bună, la 9:30. Da, că... e mai bine la 9:30 de intrat și ne auzim cu... Sincer, nu știm ce să vă spunem. Da, uite, deja e 11, la ora asta abia începeam, așa că ne mișcăm mai bine dacă începem la 9:30. Și dacă stăm ne până la 12, e mai bine decât să încep la 11. Mâine nu știm, sincer, ce facem. Eu mereu mă uit la tine, știi, și nu mă uit în cameră, așa. Păi da, mâine nu știu ce facem, dacă avem vreun invitat sau nu, dar vă așteptăm alături de noi, să vorbim aici pe chat, ne dați și nouă subiecte de Caterinca de vorbit. Invitatul surpriză. Invitatul oricum e surpriză, da, dacă va veni sau nu. Da, exact. Bine, băi, cam atât pentru seara asta. Mulțumim pentru atenție și share-uri și tot. Ne vedem mâine. Ne vedem mâine. Să fim tot așa în forță mâine. În forță, da, să sperăm. Și cu vizualizări și... Da, și tot. Sunt noi să ne susținem. Așa că, noapte bună și aveți grijă de corona. Am uitat să mai puneți așa, să spunem așa în final. Hai, pune. Stați în casă, corona nu iartă.